Consilierii locali din municipiul Deva au aprobat achiziționarea unui teren de peste 3500 de metri pătrați din cartierul Micro 15. Spațiul, care acum este unul plin de bălării, este situat pe strada Mihai Eminescu, vis-a-vis de cimitirul catolic, între biserica ortodoxă din zonă și un centru comercial. Aici va fi amenajat un parc asemănător cu cele de la poalele cetății și din piața Opera. Municipalitatea din Deva are în proprietate și un teren alăturat, noul parc urmând a se extinde și pe acesta. În care și primăria aproape 2000 de metri pătrați. 3000, aproape 500, nu sunt în proprietatea municipalității. În urma numeroaselor discuții pe care am avut cu cetățenii din cartierul Micro 15, mi-a exprimat toleranța deșilor de a genera încă un parc, așa cum ei vedeau exemplu, cum e parcul la Cetate sau cel care facem la Opera. Și pentru că acea suprafață este generoasă, eu cred că este oportun să achiziționăm terenul ca să avem suprafața compactă de 5-5 de metri pătrați, pe care să generăm un proiect de regenerare urbană, un parc care să realizeze unei bune părți al tuturor din cartierul Micro 15 și nu numai. Valoarea estimată a terenului pe care se va construi noul parc din cartierul Devean Micro 15 este de 233.000 de euro cu TVA inclus.